Pace! Bine ați venit în casa Domnului! Astăzi citim din Luca, din capitolul 20. Iisus le-a zis, cum se zice că Hristos este Fiul lui David? Căci însuși David zice în cartea psalmilor, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea, până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Deci, David îl numește Domn. Atunci, cum este el fiul lui? Atunci a zis ucenicilor săi în auzul întregului norod. Păziți-vă de cărturari, cărora le place să se plimbe în haine lungi și să le facă lumea plecăciuni prin piețe. Ei umblă după scaunele din tâi în sinagogi și după locurile din tâi la ospețe. Și casele văduvelor le mănâncă, în timp ce de ochii lumii fac rugăciuni lungi, de aceea vor lua o mai mare osândă. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut pe niște bogați care își aruncau darurile în visterie. A văzut și pe o văduvă săracă aruncând acolo doi bănuți. Și a zis, adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toți ceilalți. Căci toți aceștia au aruncat la darul din prisosul lor, dar ea a aruncat din sărăcia ei tot ce avea ca să trăiască. Amin. Amin.